Bună ziua tuturor celor care vizionați acest video. Voi face o citire intuitivă pentru zodiile de foc, săgetător, ascendent, săgetător, pentru luna februarie. Să vedem ce spun cărțile de oracol pentru zodia săgetător. Wow, mare popularitate în luna februarie. Puteți participa la niște evenimente. Poate apărea o veste bună, întâlniri de prieteni, de familie, cu colegi de servici sau, mă rog, la alte evenimente la care puteți participa în ocazii favorabile. Dar e o lună în care nu vor lipsi și, cum se spune, martie din post, nici hoțul acolo unde vede o oportunitate sau, mă rog, cineva își va căuta, o să facă vreo hoție, ceva, dar poate ține și de înțelepciune. Ta vei descoperi o hoție, are legătură poate și cu vreun flirt, cu vreo dragoste, cu ceva, poți descoperi poate și hoția cuiva, nesinceritatea cuiva, sau vei evita tu, tu îți dorești o dragoste sinceră, dorești să, tu vei admira pe cei care sunt sinceri, nu vei admira hoții, nu te vei lăsa dusă de nas de hoți sau dus de nas. Foarte frumoasă lună, să știți, foarte frumoasă lună. Da, nu te vei lăsa dus de nas, te vei rupe de, într-adevăr, ai dușmani care sunt persoane fără inimă, fără suflet, persoane foarte geloase și invidioase, perverse. Că sunt hoți, că nu sunt hoți, nu sunt sinceri în orice caz, sau nu își dau seama cât de periculos sunt nici pentru ei, dar minte pentru cei din jur, pentru că într-adevăr te pot îmbolnăvi. Ai de-a face cu dușmani care suferă de mania controlului. Da? Deci vor să... De ce? Aici o spun așa pe șleau, ca să spun așa, pentru că tot e zodia săgetător și săgetătorul spune întotdeauna lucrurile pe șleau, fie că celor din jur le convine sau nu le convine ce aud. Puteți avea de-a face cu persoane perverse care vor să te aducă într-o situație de scandal, de aceea te țin sub control, pentru că vor ele să te aducă să aibă, orică vor să obțină ceva, poate legat de un testament, de să te îmbolnăvească încât tu să obții. Știu, poate că ai o situație mai, că te văd cu mult noroc, cu niște daruri, cu niște haruri, cu niște investiții poate norocoase, le-ai pus deoparte, ai niște, nu știu, o situație materială bună sau ai niște daruri, niște talente pe care tu ai putea avea niște drepturi de autor, cum ar veni, ai scris o carte și cartea asta poate deveni foarte valoroasă la un moment dat, sau ai pictat ceva, sau, și, sau ai un copil într-adevăr și cineva vrea să obțină moștenirea copilului, sau aici pot fi situații de acest gen în care cumva ești urmărită, ținută sub control de niște dușmani, poate și de ceva de care te-ai despărțit, poate și de cineva cu care tu ai intrat într-o dușmănie, sau pe cineva care și-ar dori cu tine o idilă și nu poate să o obțină pentru că ție nu-ți place de această persoană, pentru că nu este sănătoasă, nu gândește ca tine, nu este sinceră, nu îți place cum arată, poate nu este frumoasă pentru gustul tău, spre exemplu, nu? Și nu corespunde, adică într-un cuvânt, energiei tale. În primul rând, nu corespunde sincerității tale, nu corespunde minții tale. Da? Deci sufletului și minții tale nu corespunde. Dincolo de aparența fizică, care e importantă pentru tine, pentru că tu ești o persoană care îți place totuși luxul, îți place totuși situația materială bună, îți place totuși estetic, ești o persoană estetică, aș putea să spun, romantică, sentimentală, care pui accent pe atât pe spirit, pe mental, cât și pe fizic, pe exterior. Deci la tine e un complet, așa, o bijuterie, să zic așa, nu numai ceva care lucește pe din afară și pe dinăuntru este fără valoare. Nu, la tine și înăuntru, cum ar veni, totul este valoros, totul trebuie să fie bun, șlefuit, pentru că poate ești deja o persoană ajunsă, văd, la un nivel în care îți știi valoarea, știi că meriți mai mult, știi că poți mai mult, știi că ai posibilități nesfârșite, ai un cufăr, ca și cum știi că Universul e un cufăr nesfârșit de bogăție din care tu poți să iei ce trebuie, ce ai nevoie când ai nevoie, cum ar veni, poate acum n-ai nevoie de mult. Dar știi că mâine, în viitor, Universul îți poate oferi și mai mult dacă tu îți vei dori mai mult. Și atunci nu te mulțumești cu puțin, nu te mulțumești cu oricine, ci vrei tot o astfel de persoană care gândește ca și tine, care are aspirațiile ca și tine, într-un mod așa, sincer, să zic așa, cu sufletul de copil, totuși, pe de o parte, pur, adică,
Și când ai de o persoană care este fără suflet sau e perversă sau este dușmănoasă sau este bolnavă sau te aduce pe tine într-o situație din asta în care să-ți dea frică, teamă, neliniște, să-ți dea, să fie toxică relația, că văd că ești foarte atentă poate și ce mănânci, de la cine mănânci, cu cine mănânci, ce vorbești, cu cine vorbești, de la cine ai o idee, cum ar veni, ideea cui o asculți, sfatul cui îl asculți, mai bine te bazezi pe tine, pe credință, pe intuiție. Da, și s-ar putea să afli ceva neprevăzut care ține poate și din partea rudelor, Doamne ferește, de vreun dolu, de spărțire, sau să nu te mai înțelegi cu cineva din familie, să intri într-o dușmănie cu cineva din familie, da, pentru că n-au suflet, pentru că nu, aici au minte de copil sau vor să te trateze ca pe un copil, să te țină, aici la unele dintre voi să știți că simt că la zodia săgetător poate să fie și o situație în care chiar propriile rude sunt dușmanii voștri. Nu, pentru că nu vă înțeleg, pentru că ele nu mai judecă bine, pentru că le orbește, să zic așa, o invidie, o gelozie sau, nu știu, nu mai au minte multă. Deci aici depinde cu cine, așa o energie puțin periculoasă care poate ține chiar de anturaj. Nu fi naivă, să sper că se va schimba ceva, pentru că s-ar putea brusc să te cerți, brusc să te dezamăgească, brusc să te trădeze chiar, să nu fie sincer față de tine. Să fie chiar invidioasă, să te urmărească, deci cumva te urmărește. Te urmărește, urmărește, să zic așa, veștile, scrisorile, casa, drumurile, ideile, soluțiile, norocul. Pot fi rude, rude, mai îndepărtate sau mai apropiate, sau care au pică pe neamul vostru chiar. Aici poate ține și de neamul vostru, că aveți un neam care poate fi cu niște situații, posibilități, în persoane inteligente, persoane care își văd de treaba lor, dar stârniți invidia, na, gelozia persoanelor care sunt indezirabile, persoanelor fără suflet. Văd că drumurile pot fi, ori nu vă mai duceți la vreun drum, ori aveți grijă în drumurile voastre, că poate apărea un pericol neașteptat, că e vreme, că e altceva, sau din cauza vreunui dușman, vreunei persoane care fie pe voi are ceva, fie așa, să nu fie legat de societate ceva. Deci luna februarie este o lună bună pe bani, văd că aveți mare noroc pe bani și din cauza unui talent în primul rând. Luați examene, văd aici chiar vă faceți vise, speranțe, pe servici sunteți iubiți, să știți că voi la servici puteți fi într-o popularitate, într-un noroc, într-un succes, chiar într-o idilă, dar atenție la servici totuși, pentru că acolo puteți avea dușmani care vor încerca să vă pună bețe în roate, să vă urmărească, aveți gelozie pe servici. Sau poate că persoana respectivă e geloasă rău. E geloasă rău și vă ține sub un control pentru că e foarte geloasă. Da, aici pot fi astfel de situații. Oricum ar fi, veți avea noroc, veți ieși, veți afla adevărul, veți ieși din această situație. Ia să vedem pe această situație care ține de dezastru. Cine-i dușman ca aceasta? Puteți afla și de un doliu, într-adevăr, în luna februarie sau vă repeți voi de o situație. Într-adevăr, poate fi și vremea sau să te neliniștească ceva legat de rude. Rudele din partea mamei, în mod special, dar nu neapărat, într-adevăr pe drumuri, drumurile voastre, de la drum, pot apărea niște situații, ori aflați vreo veste proastă, ori apare o despărțire, ori nu mai puteți pleca la un drum, ori, nu știu, ceva vă ne dezamăgește, vă ne liniștește, cum ar veni, strică din planuri, trebuie să ai o clarificare, o privire puțin de ansamblu. Ai noroc să descoperi, dușmanca îți urmărește norocul, îți invidiază norocul, vrea să-și facă noroc prin tine. Deci ai o persoană foarte perversă, frustrată și dușmancă care încearcă să-și facă un noroc prin tine, să-ți fure norocul. Poate fi o dușmancă chiar din neam sau din copilărie sau din locurile natale sau îți urmărește toate aceste lucruri. Dar ce scrii, ce vești ai, contracte, acte, are legătură și cu moștenirea, are legătură și cu un partener. Deci ea vrea să-ți ia locul în viața partenerului, spre exemplu. În viața, deci să-ți ia cum ar veni familia, copilul, poate fi o persoană care ți-a mai făcut-o, deci să știți că aici simt la săgetător că aveți o încercare grea, care cumva se repetă, poate ciclic. Deci faceți o schimbare luna februarie, clarificați ceva, veți avea mai mult curaj, mai multă ambiție, poate mai mult ca niciodată. Că veți descoperi poate asta, de aceea poate vă și rupeți.
Pentru că veți descoperi că cine ți-a făcut, cine îți face și vrăși și te urmărește, te hărțuiește, nu e sinceră, e cumva schimbătoare, aveți de-a face cu o persoană schimbătoare, da? În stările ei psihice. Poate fi o persoană care are probleme cu nervii, nu știu, nu mai judecă bine, dar adică are momente de luciditate, e lucid în ce face, adică, cum se spune, nebună, nebună, dar știe ce face, să zic așa, adică își face niște planuri în care de mică te-a urmărit, te-a hărțuit, ți-a făcut sau ți-a luat, nu știu, vrea să-ți ia ceva, să-ți facă ceva, ori te-a trădat, cum ar veni, ți-a mai făcut niște bucăți, să zic, niște bucurie, a încercat cumva să-ți ia soțul, să-ți ia serviciul, să-ți facă probleme la servicii, să te urmărească, să afle vești despre tine. Dacă nu poate ia direct, trimite pe cineva. Poate printr-o pereche de îndrăgostiți. Sau vrea chiar să te lase cum ar veni, fără prieteni, cum ar veni. Toată lumea să o iubească pe ea, să o vadă pe ea și pe tine nu. Ca să ajungi tu înapoi la ea sau ca să te vadă într-un dezastru aici. Are o minte infantilă chiar. Posibil și acest lucru. Trebuie să te gândești bine. Vei găsi soluții. Cine sunt acești dușmani ai tăi, să știți că ei se gândesc de ce îi caută, ei clocesc, îi caută idei, soluții, cum să-ți poate urmări drumurile, cum să afle totul despre tine, chiar și de la distanță. Aici ar putea, din ce simt, că este ca și cum, de ce apar aceste situații puțin să-ți ia locul. Pot să-și duplice, spre exemplu, conturile de e-mail sau pe platformele sociale ca să poată să te urmărească. Dacă tu le-ai dat blog, spre exemplu, și nu mai comunici cu anumite persoane care pot fi dintr-un anturaj, nu neapărat, acum ține de la persoană la persoană, că nu e fiind o citire generală, eu intuiesc că există niște probleme care au legătură directă sau indirectă cu aceste situații. Și tu, dacă ți-ai blocat anumite persoane care te-au urmărit, te-au deranjat, te-au hărțuit, te-au neliniștit, te-au creat niște neplăceri, ai intrat în vreo conflict de discuții, de păreri, de orice ar fi ele, pe orice temă, ele și-au duplicat ca niște copii din aia. Neapărat, îi trebuie să, dacă tu le-ai închis ușa, intră pe geam. Dacă tu le-ai închis geamul, ele spar zidurile. Numai ca să te enerveze, numai ca să te deranjeze, dar de fapt îți vor norocul, mor, să spun, aveți persoane care mor de ciudă că aveți noroc, că vă descurcați, că oricâte piedici vă pun, oricât de bolnavi ați fost, voi vă reinventați. Deci, dragile mele săgetătoare și săgetători, aici voi aveți o mare reușită în luna februarie. Mereu poate aveți reușită. În luna februarie văd că norocul vine din mai multe părți. Și pentru că sunteți credincioși, și pentru că sunteți persoane sincere, cu sufletul curat, și pentru că aveți niște talente, niște daruri și mai inventați voi altele și mai scrieți, sunteți inspirați, sunteți creativi. Iubiți, voi iubiți, voi iubiți și pe dușmani și pe prieteni și iubiți în general viața și sunteți plini de viață. Și aveți o persoană, cel puțin una, dar par mai multe chiar, din două, trei părți sau ele sunt cumva, au o legătură, cum ar veni, una pe partă, una pe partă, adică ele cumva sunt împărțite, să zic așa, ca să vă, deci mor de ciudă că s-ar putea și să aflați că vreun dușman de vreo dușmancă de-al voastră crapă, în adevăratul sens al cuvântului, n-ar fi exclus să vă dați seama, persoana pe care voi poate chiar ați iubit-o, voi chiar ați ținut foarte mult la această persoană, în ciuda tuturor situațiilor care vi le-a făcut. Da, cum ar fi pe cineva care tot a necăjit, dar tu l-ai iertat, ai mai dat o șansă, încă o șansă, ai fost naiv, credulă că se va schimba, că a fost, ai greșit tu, poate chiar te-ai învinovățit pe tine, ai suferit, să zic așa, ca și cum ai zis, măi, eu am greșit, eu am dat prilejul, din cauza mea a făcut așa, și te trezești că tot la fel și până la urmă s-ar putea că asta te va și durea, deci culmea este că în ciuda tot ce ți-a făcut, te va dura pierderea sa, îți va părea rău, te va pune pe gânduri, să zic așa, te vei gândi, totuși poate puteai să mai faci ceva ca să totuși să îl ajuți sau să o ajuți sau să te împaci sau să te iubească sau da, să nu te mai vadă așa dușman. Ca și cum îți pare rău că am plecat din această lume dușmănindu-te, urându-te, fără să fiți totuși într-o armonie, într-o iubire, într-o păcare. Dar până la urmă, oricum tu îți vei vedea de drumul tău, vei face o schimbare. Poate pleci la un drum sau poate renunți să pleci la un drum și asta e norocul tău. Nu știu, aș putea să spun că la săgetător norocul este așa, într-un fel imprevizibil.
Pentru că ține într-adevăr poate de karma proprie, dar cumva și ce se va întâmpla cu acești dușmani ai tăi aduce într-un fel un noroc. Deci aș putea să spun că indiferent ce fac dușmanii, că încearcă să-ți facă rău sau că li se va întâmpla lor un rău, e spre norocul tău. Pentru că tu ești într-adevăr un suflet pur curat în care n-au ce să-ți facă. N-au. Dumnezeu te iubește pentru că tu ești venit, posibil, pentru că văd aici că tu ești venit cu o misiune specială. Tu ești venit să aduci norocul, să aduci lumină, să aduci, nu știu, poate că într-adevăr săgetătorii au o misiune mai specială decât alții, prin ceea ce fac, indiferent ce profesie aveți, poate fi chiar o profesie de celebritate sau nu, la o scară mai mică sau nu, dar voi cumva sunteți un noroc pentru cei din jur. Dacă vor înțelege, că unii nu înțeleg, unii vor doar să vă ia norocul, neînțelegând că, de fapt, atâta timp cât tu ești bine și cu noroc, au și ei noroc. Când tu nu mai ești bine și nu mai ai noroc, s-ar putea și ei să intre într-o mare problemă de sănătate, de dușmănie, de singurătate, de ceva, începe să le meargă cumva pe dos. Și atunci, dacă ei și-ar realiza și n-ar mai fi copii încăpățânați, răsfățați, nu știu, orgolioși, ranciuroși, frustrați, fără inimă, fără minte, și-ar da seama cât de ce noroc pe capul lor. Există o vorbă și probabil că nu degeaba, cine n-are un săgetător nu-și dă seama ce noroc au pierdut, că nu apreciază un săgetător sau că nu iubesc un săgetător sau că ceva de genul aș putea să spun. Cam asta e din ce spun. Deci așteptați-vă la mare noroc. Deci aveți 1, 2, 3, pe 3 planuri, de 3 ori, 3 ocazii, simultană, din 3, aici voi aveți Trinitatea, să spunem așa, pentru că ați venit pe lume cu o misiune specială, sunteți un înger, sunteți o persoană care aveți niște haruri divine și într-adevăr pot fi persoane care vă pot bloca sau v-au blocat, că acum pare din trecut, vor mai încerca poate și în prezent, sau veți auzi chiar de aceste persoane că în prezent sunt bolnave, au niște probleme și totuși rămân cu dușmănie, ca și cum îți poartă pică, că să zic așa, că ai avut dreptate sau că te consideră pe tine vinovat sau că totuși, chiar și pe patul de boală, ele tot continuă să te invidieze, să te roadă, să zic așa, să încerce să te să te urmărească, să te țină sub un control, să-ți reproșeze ceva, etc. Dar până la urmă văd că își vor da cu stângul în dreptul și e norocul tău. Chiar vă poate rămâne ceva de pe urma lor sau vei scăpa de această energie, cu toate că te va pune pe gânduri și întrista, chiar neliniști o situație de genul ăsta, că îți dai seama cât, știi ce îți dai seama? Îți dai seama totuși că ai avut niște frâne, ca și cum bloca norocul, ți l-a întârziat, cât de departe ai fi ajuns pentru tine și pentru, sau câte persoane ar fi fost mai bogate, mai norocoase, mai copii poate, sau nu știu, poate că era vorba de carieră, te-a întârziat în cariera ta sau și cât de multă, dar e această ocazie de schimbare în această lună, să știți, de a clarifica, de a schimba roata norocului, de a debloca o situație, poate și pentru că se întâmplă ceva și cu acele persoane sau acea persoană, sau pentru că tu până la urmă faci o schimbare. Chiar cu suferință, chiar dacă te doare sufletul, până la urmă ieși din această energie și rupi, pleci, schimbi, nu mai vrei să accepti, chiar și cu o ceartă, cu un scandal. Acum ține și de planul personal, dacă ai cu cine să înțeleagă că trebuie să se termine o situație de acest gen sau nu, că văd că până la urmă chiar și cu ceartă și scandal, chiar dacă te neliniștește lucrul ăsta, tot îl vei clarifica, fie că e vorba de copilul tău, fie vorba de niște rude, fie vorba de niște persoane, fie că țin și de moștenire sau țin, deci dacă n-ai partener poți cunoaște pe cineva, să știi că poți cunoaște pe cineva, dar ești pândită de un dușman, că de un dușman persoane fără suflet. Deci abia așteaptă să vadă ce faci, îți urmărești. S-ar putea să fie și legat de tehnologie la voi, să știți. Persoane care cumva, de aceea poate m-am simțit că e o chestie care ți urmărește și pe platformele de socializare. Îți urmărește conturile, să zic așa, sau nu știu, poate fiind sunt dublate, sunt, cum ar veni, să se dea drept cine nu e, că ai fi tu.
ca să poată să ți-a norocul, cum ar veni, să se dea drept tu într-o discuție cu un posibil partener, cu cei care tu ai putea socializa, chiar dacă nu-i cunoști, că pot fi noi cunoștințe, dar ea dându-se drept tu, are știe parola, spre exemplu, și intră și comentează la postările celorlalți în contul tău, ca să-i agațe, cum ar veni. Da? Ca să fie ea, sau să știe ea dacă ceilalți au ceva cu tine, sau îi întreabă direct, comunică, îi mai întreabă, mai sună și mai vorbește cu cunoștințe de-ale tale, care fie că îi ai pe contul de socializare, fie că îi ai număr de telefon, da? Și îi mai întrebe, sau ca să știe despre, e foarte curioasă. Da? Deci cumva văd așa situații, deci gelozie, invidie, frustrare, dușmănie. Dar n-aș putea să spun că te poate afecta. Din potrivă, doar te va pune pe gânduri, vei filozofa, nu-ți va păsa, fie că e singură sau vei decide să rămâi singură, fie că, ca să depinde de tine, de hotărârile tale care văd că sunt și imprevizibile. Tu ai, cred că te bazezi pe ce gândești și gândul care îți vine. Îți vine acum un gând, pac, l-ai schimbat, dacă ți se pare că ăla e cel mai bun, te duci pe el așa, ca tu, nu, cum se zice. Adică nu stai să te să-ți ceri părerea cum ar veni X, Y, dar ce să fac, o fi bine, nu o fi bine. Nu, ți-a venit, ți-ai tu te gândești sau îți vine așa spontan, intuitiv, sau pentru că vezi tu ceva, cum ar veni, te uiți la televizor și brusc ai văzut tu un restaurant frumos undeva unde se mănâncă bine. Gata, te-ai și îmbrăcat și ai și plecat să mănânci. Adică ceva de genul, adică foarte spontană ești ca persoană și ăsta e norocul tău că n-apucă cei din jurul tău să știe ce faci cu totul și schimbările astea ale tale îi dă peste cap. Într-adevăr că le face și cât o criză. Aș putea să spun că tu îi duci într-o criză de nervi, de răutate, de dușmănie. De aceea poate se și unesc, pentru că le scap de sub control. Nu pot ei să fie ei prezenți în permanență de câte ori tu faci o schimbare, de câte ori îți vine vreo idee. Dar n-au ei atâta. Știți cum simt aici o energie? E ca și cum n-au ei atâta, nu sunt ei atât de mulți pe cât de multe idei ai tu, pe cât de multe soluții ai tu. Și dacă ei se unește, te controlează, tu și stând pe loc, tot îți vine vreo idee. Și tot te bucuri de viață. Deci n-au cum să te facă nefericită, dacă, indiferent cât de... Da, asta e și asta. De aceea poate v-ar și crăpa. Adică această lună cumva are o vibrație atât de puternică încât drăcușor. Că n-aș putea să spun că-s drăcușor, că sunt persoane fără suflet, fără milă, nu mai au, n-au empatie, n-au conștiință. Nu-i doare, pe ei doare numai... Ca să poată să-i doară ceva, trebuie să li se întâmple ceva, cum ar veni. Să taie în carne vie, cum ar veni. Să-i doară, să simtă și ei că-i doare, că iese sânge ei, că altfel ei sunt insensibili la problemele care ți le fac. Ei nu le gândesc, poate, ce efect poate avea. Tu ești o persoană puternică, s-au învățat că tu ești puternică, că tu reziști și dă în tine ca într-un sac de box, fără milă, cum ar veni. Așa simt că e. Poate chiar de copil ai fost. Aici poți simți o energie cumva care, ca de mică, ei au fost așa, obișnuit să te chinuie. A fost frustrările lor cumva și l-au vărsat poate pe tine. Nu au conștientizat, dar au devenit o obișnuință, un obicei în timp. Și acum, ori de câte iau unei plăcere și te prind la înghesuială, ești în preajma lor, zdrang, caută prilejul să răbufnească în tine. Dar să nu te lase să vorbești, să nu te lase, să nu fie de acord cu tine, să fie gică contra. Sau să te încerce să te facă să te iei după ei, să spui ca ei. Dacă nu spui ca ei, devin dușmani. Da, într-adevăr pot fi persoane care sunt și bolnave. Deci dacă sunt, fac parte din anturajul tău. Dacă nu fac parte din anturajul tău, oricum sunt ele bolnave, oricum sunt ele dezechilibrate, oricum sunt ele într-o frustrare în ceva. Dar mai rău este și că sunt în preajma ta, adică pot face parte chiar din propriul anturaj, rude, cunoscuți, apropiați, prieteni care îți devin dușmani. De unul vei scăpa, văd aici că într-un fel sau altul scap de dușmani în această lună, aș putea să spun. Fie că tu vrei dori să-ți scapi de ei, fie că lor li se întâmplă ceva și trebuie să plece, trebuie să facă o schimbare. Renunță, nu mai văd că nu au niciun efect, că nu mai pot și dau seama că au fost naivi. Își dau seama că nu se poate cu tine, n-au nicio șansă cu tine. Da, pentru că tu ai și un prieten, poate, într-adevăr, norocul tău poate fi și printr-un prieten care ți-l face o cucerire amoroasă, cum ar veni, te-ai îndrăgostit, ai o relație și în felul acesta ele cumva trebuie să și renunți.
simțe că această persoană nouă care apare nu-i va da, nu mai poate să o ducă de nas ca pe alta din an trecut, cum ar veni, e la un nivel în care nu, tu nu mai ești poate în anturaj cu aceste persoane și atunci nici el nu mai intră în anturaj cu ele. Poate că înainte tu ai fost cu el într-un anturaj și el avea atunci o altă putere de influență. Tu nemai făcând parte din aceeași lume cu acestea, ele nu mai pot, nu mai sunt credibile și nu rămâne decât să se dea la o parte, să renunțe, chiar dacă mai urmăresc ele să vadă ce mai faci tu, ce mai știi tu, etc. Dar nu, cam asta e ce pot să spun. Dragi săgetători, am vorbit cam mult la voi, se pare că voi aveți niște energii foarte, foarte interesante în luna aceasta, dar în orice caz voi sunteți pe cai mari, aș putea să spun, vă faceți destinul, norocul, cum vreți voi și aveți trinitatea, sau de trei ori sunteți femeie, de trei ori aveți putere, sau de trei ori bărbat, nu știu, cumva sunteți așa într-o energie puternică, puternică. Chiar de pe patul de boală te ridici cu o nouă șansă, cu o nouă idee, cu o nouă... Aici aș putea spune că ești pasărea Phoenix. Te reinventezi, te regenerezi, chiar poți tu să fii norocul cuiva bolnav, chiar tu poți să fii norocul cuiva bolnav, ai niște daruri speciale, dragile mele, dragii mei, așadar așteptați-vă la premii, dacă sunteți într-o situație de a da examene sau aveți concursuri sau... altceva, veți fi premiați cu siguranță. Dacă aveți idei deja puse în practică pentru niște afaceri, cu siguranță vor da bani. Și dacă nu veți avea, n-aveți nimic în plan, n-aveți nimic încă stabilit, vă bani de undeva, de unde, de neunde, din piatră seacă îi veți scoate, norocul găsiți pe drum, nu știu, în drumurile voastre, printr-o idee neașteptată, printr-o oportunitate, un prieten, printr-o scrisoare, printr-o veste, prin ce vezi la televizor, nu știu, plouă cu tot felul de oportunități în această lună și voi poate mai mult ca alții, mai mult ca alții le vedeți sau le înțelegeți sau le folosiți, le inventați. Le inventați voi oportunități, voi puteți inventa oportunități și pentru alții. Aveți atâta energie încât să dați și altora. Atât de multe idei încât să dați și altora. Dar, în primul rând, pentru că sunteți o comoară, aș putea să spun, o comoară la casa omului. Poate de aceea vă și invidează, dar ei nu conștientizează, ei încearcă doar să profite. Nu încearcă să te aducă pe tine să te simți fericit. Deci nu-ți doresc fericirea, ci vor să-ți ia fericirea, crezând că fericirea ta va fi fericirea lor și nu este. Fără tine ei nu au niciun pic de fericire totuși. Da, nu au fericirea care ar avea-o dacă ar fi cu tine și te-ar iubi, te-ar susține, te-ar respecta, te-ar lăsa în pace măcar. Pentru că, aș putea să spun, pentru că nu te lasă în pace, fiindcă nu te lasă în pace, tu ești nevoită să cauți soluții. Și căutând soluții, fiindcă ești o persoană foarte specială, cu darul, cu harul speciale, tu de fapt ajungi să faci lucruri extraordinare din ce în ce altceva, inventezi altceva și asta iar îi aduce pe ei în pragul disperării și a urii și a dușmăniei și a răutății și a dorinței date. Deci orice ai face, nu, e bine pentru ei, dar n-ai tu treabă. Ești exact așa, câinii latră și tu mergi mai departe cu câinele tău, tu ești propriul tău câine, tu ești propriul tău stăpân, tu ai un câine credința sau chiar ai și un prieten credincios, norocul îți este credincios, să zic așa, norocul este permanent cu tine. Oriunde te-ai duce, orice ai face, de când te-ai născut, în continuu tu rămâi, pentru că tu ești, norocul este sufletul tău și harurile tale, mintea ta. Și totuși oricând mereu îți apare cumva faptul că ai sufletul ăsta așa și sincer și curat, naiv cumva aș putea să spun ca săgetător, pe de o parte, cu toate că ești înțelept, înțelegătoare sau mă rog sincer, ești o persoană inteligentă, dar ai și o doză de naivitate sau de copilăreală cumva așa, sau ești tratată ca un copil, pentru că multe persoane confundă sinceritatea ta cu naivitatea sau cu că n-ai minte cum ar veni, dar de fapt tu ești o persoană bună. Ei confundă bunătatea ta cu prostia, cu infantilismul chiar, naivitatea, fără să realizeze că tu de fapt ești o persoană foarte inteligentă, foarte deșteaptă, dar și foarte bună. Pe de altă parte, o comoară, cum se spune, da? Nesfârșită. Deci bunătatea ta n-are, cât ar smulge din bunătatea ta, cât de mult ar lovi
Te-ar pune și sare, te-ar face bucățele, te-ar da prin mașina de tocat carne. Nu are cum să te transforme pe tine într-o persoană rea, într-o fiară. Poate aparent, zici și tu o vorbă, faci și tu o criză de nervi, dai și tu cu pumnul masă, dar după aia imediat tu ești la fel, ierți, ești bun, dai mai departe. Sau dacă te rupi de acele persoane, continui să ai încredere în altele, tot așa, adică te regenerezi, te reinventezi din propria cenușă, rănași ca pasărea Phoenix. Cam asta e ce pot să spun. Dragile mele, dragii mei, ați înțeles probabil mesajul care îl transmit cărțile pentru voi ca săgetător, săgetătoare. Și eu vă mulțumesc că vizionați acest video și vă doresc să aveți parte de o lună februarie fantastică, așa cum aveți aici, plină de noroc. Și dușmanii, nu e treaba voastră, își vor da ei cu stângul în dreptul, vor ieși din viața voastră. Aș putea să spun chiar că dușmanii totuși vă poartă și noroc. Da, chiar dacă poate conștientizați, chiar dacă poate nu conștientizați, sau chiar dacă dușmanii conștientizează sau nu conștientizează, oricum ar fi, orice situație vi se întâmplă în viața voastră, trebuie să țineți minte, săgetătorilor, că este cu noroc. Cel puțin în luna februarie, așa îmi spun cărțile, asta văd eu, asta simt eu, asta înțeleg eu, bineînțeles, nu de că trebuie să credeți voi să tratați ca pe ceva personal o astfel de citire. Acestea fi spuse, încă o dată eu vă mulțumesc că vizionați acest video și vă doresc o lună februarie fantastică, oriunde ați fi, aveți grijă de voi, la revedere, să iubiți și să fiți iubiți!